Poluarea atmosferică are consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an au loc în jur de 400.000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici, cum ar fi particulele de praf ori dioxidul de azot. Încălzirea cu materiale poluante a fost foarte des reclamată din cauza fumului și mirosului neplăcut degajate. Ce măsuri ar putea fi luate de către autorități? Discutăm astăzi cu domnul Marian David, director adjunct în cadrul Gărzii de Mediu. Bine ați venit! Sărutmâna, bine v-am găsit! Vreau să știu așa, pentru că știm prea bine, în capitală de multe ori au fost peste, da, măsuri, aceste particule PM, cum se spun, au fost peste limita maximă admisă. Vreau să știu ce facem noi greșit de ne trezim cu asemenea valori din când în când. Deci, în primul rând, ar trebui inventariate cauzalitățile care pot produce. Și aici avem de-a face ca reper cu un studiu care a stat la baza planului integrat de calitatea aerului pentru municipiul București, care a identificat într-o ordine oarecum aproximativă traficul, dar și încălzirea din zonele unde nu sunt extinse rețelele de gaze naturale, printre altele activități, evident, și economice, în sensul de activități care, deși nu au aparent un impact semnificativ asupra mediului, ele pot genera surse de emisii de aer. Și aici, printre altele, enumerăm șantiere, enumerăm activități care au surse, deci de combustie și ceea ce înseamnă emisii în aer. De fiecare dată când am avut de-a face cu depășiri, și aici avem o discuție pentru ca și telespectatorii să înțeleagă, avem de-a face, adică monitorizarea este realizată de o rețea națională de monitorizare a calității aerului, care este gestionată de Agenția pentru Protecția Mediului și care validează aceste depășiri la o perioadă de 24 de ore, și avem de-a face cu sisteme, rețele independente, care aici avem o problemă pentru că ele au valori punctuale și care evident că ele sunt generate de surse locale care sunt în proximitatea amplasamentelor acestor senzori. Da, cum ar fi, de exemplu, dacă este trafic pe Barbu Văcărescu și un senzor este evident, acolo, bineînțeles, senzorul este la ieșirea din pasajul Obor și evident, când e un trafic consistent și sunt ore de maxim, normal că sunt vulnerabili la depășiri de genul. Noi, Garda de Mediu, cum acționăm? Avem un plan anual pentru identificarea surselor. Preponderența activității gărzii se referă la activitățile industriale, care, conform unui plan, sunt verificate anual într-o frecvență în funcție de impact și de performanța obiectivului respectiv. Exemplu preponderent este CET-urile, deci centralele care, și aici trebuie să-i liniștim pe telespectatori, pentru că n-au mai fost consumuri de alți combustibili lichizi, deci nu se mai utilizează la centrale decât gazul, care evident că nu are un caracter atât de poluant precum păcura, cum s-au mai întâmplat evenimente în anii anteriori. Și activități, deci, care, gen vopsitorii, galvanizări, deci sunt industriale care ar putea produce emisii. Însă, datorită sistemelor și verificărilor frecvente, ei sunt obligați, deci toți operatorii, să-și automonitorizeze aceste activități. Deci sunt foarte bine observați și ținuți, să spun, sub supraveghere. Dar mai este problema consumatorilor, ca să zic așa, oameni ca noi, da, care poate, vorba aceea, nu știu exact ce rău fac dacă dau foc, nu știu, la o anvelopă. Exact. Deci, tot la calitatea aerului, avem de-a face și cu o latură care este sensibil și socială, în sensul că în cartierele care nu dispun, unde nu se dispune de rețea de gaze, acolo este o ardere de combustibil solid neverificabil, necontrolabil. Lumea la sărăcie folosește orice are la îndemână. Și PET-ul, și plastice, și cabluri, și de asta sursele, ele, deși nu sunt de amploare punctuale, dar prin acumularea asta, prin cumulul efectelor, ele pot conduce la depășirea de valorilor. Acum, referitor la arderi de deșeuri, pentru că am discutat numai de surse gospodărești. Fenomenul se leagă foarte îndeaproape cu trasabilitatea deșeurilor.
București și județul Ilfov, din păcate, nu are implementat un plan de municipal, respectiv județean, de gestiunea deșeurilor, care să poată să traseze operatorii de la generator, prin salubrist, prin operațiuni de sortare, prin operațiuni de tratare mecanobiologică, compostare, să asigure o trasabilitate normală și corectă până la eliminare. Pentru că nu sunt stabiliți acești jucători, evident că trasabilitatea de la generator nu o mai stăpânește nimeni, ele ajung prin niște așa zici colectatori, dar care sunt de ocazie, nu sunt colectatori autorizați, care în scopul valorificării părților valoroase sau interesante sau atractive, adică părțile metalice, tot ce le rămâne, adică partea de cablu, anvelopă, cauciuc și așa mai departe, ajung în locații puțin mai izolate și mai nesupravegheate nici prin instrumente video, foto și așa mai departe, și care duc la astfel de fenomene de incendieri de deșeuri. Da, ca să nu mai vorbim că ce s-a mai întâmplat și la gropurile de gunoi. Știm prea bine că se arde și se va mai arde acolo. Deci, la gropurile de gunoi e un alt fenomen. Deci nu se pune prea de ardere și noi în momentul ăsta pluralul e cam prea dur pentru ce se întâmplă în București, pentru că nu mai există în activitate decât o singură groapă de gunoi. Este vorba de depozitul de la Vidra, dar acolo nu avem emoții de arderi de deșeuri. Și punctual nici de evacuări oarecum în cantități masive de emisii de biogaz. Pentru că în corpul deșeurilor generează levigat și pe altă parte biogazul. Însă, la Vidra există centrală de ardere centralizată. Deci există un echipament care evită apariția de emisii de biogaz. Evident că poate apare și disconfort olfactiv, pe care noi îl sesizăm din sesizările transmise de petenți, în momentul în care se exploatează o celulă, un depozit. Pentru că, evident, că apar emanații difuze, emanații fugitive, care pot crea și ele un disconfort. Dar ce petiții ajung la dumneavoastră la Garda de Mediu? Cu ce petițiile ce la Garda oamenii? De Mediu? Deci oamenii, noi avem o deschidere deosebită, deși cu greu facem față numărului din ce în ce mai mare al petițiilor față de disponibilitățile pe care le are Garda de Mediu în momentul acesta. Agenție în teren, exemplu, da? 12 comisari înseamnă fix o echipă pe sector. E foarte greu să și intervii, să ai și pe prioritățile gărzii, pentru că noi activitățile ne le eșalonăm în funcție de responsabilitățile asumate de gardă, mai ales prin directive europene, prin regulamente europene, și atunci automat prioritățile sunt alea. Încercăm de mult timp, și anul trecut chiar am făcut acțiuni comune cu poliția locală, pentru că reprezentanții împuterniții primăriilor au aproximativ aceleași atribuții ca și comisarii gărzii de mediu. Atât în identificarea și reglementarea unor surse de emisii de poluanți atmosferici pe care le reglementează primăria prin niște autorizații de funcționare, pe care ar putea să le reglementeze chiar și în cazul în care, de exemplu, o stație de trafic, că dumneavoastră am plecat trafic. Da, primăria are posibilitatea să restricționeze, să limiteze un traficul în anumite locuri, tocmai pentru a se încadra în calitate. Și în anumite ore, bineînțeles. Exact, da, exact. Măsuri care nu au fost luate niciodată. Cel puțin în municipiul București mă refer. Și dacă ar fi să vorbim așa, uite, să facem o recomandare de măsuri care ar putea ține cumva aceste valori despre care am vorbit, care ar fi și care sunt de competența dumneavoastră? Deci, competența este strict a primăriei. Repet, primăria este responsabilă prin planul ăsta de integrat de calitate a aerului, care acum, prin revizuire, să sperăm că acoperă și toate măsurile necesare racordate la cerințele, la efectele de acum, nu din 2018. Normal. Când de s-a acum, făcut din 2022. Exact. Așa este. Adică să fie prezente cât de cât, racordate în prezent. Și atunci măsurile astea care au mai multe, prezintă mai multe segmente.
traficul, care e principal, extinderea rețelelor de alimentare cu gaze, crearea spațiilor verzi, că și aici avem o problemă. Deci PMB-ul nici n-are registru de spații verzi, coroborat cu urbanismul care s-a dezvoltat haotic, nelăsând niște curenți de aer să existe, adică pe principiul ocupării cât mai fructoase și mai bănoase, ca să o spunem cinstit, se mai încalcă anumite prevederi de cote de spații verzi, de spații libere pentru curenți și așa mai departe. Uh-huh. Și când ne ajută și nu știu cine de sus, dar vremea, uh-huh, și se creează capacul respectiv de inversiune termică, adică nu se creează dispersie. Adică ce vedem noi pe fereastră, vedem un smog, cum s-ar zice, da? Nu vedem nici lumina soarelui și simțim vorba aceea că este și aerul încărcat. Da, pentru că tot ce se produce la nivel de sursă rămâne la nivelul solului. Ăsta este fenomenul. E ca și cum v-aș da exemplul ăla cu șoseaua Colentina, unde există un punct de determinare de monitorizare și în momentul în care capacul există, blocurile sunt fără posibilitatea de a crea curenți și totul acolo persistă. Da, și bineînțeles ar trebui să mai facem apel și la bunul simț al consumatorilor, să încerce pe cât posibil să nu mai folosească materiale poluante atunci când, corect, bineînțeles, își doresc să-și încălzească locuința și vreau să le dăm împreună un exemplu sau o alternativă. Dacă, ok, nu am anvelopă, da, o las la o parte, că am înțeles că e poluantă, cu ce e bine să mă încălzesc? Ce să folosesc? Deci, practic, combustibilii solizi, cei veșnici, adică lemnul e lemn și este universal acceptat. Da. Așa că peleții, celelalte, de exemplu, mai sunt și peleții, sigur că deci, o variantă. Acum depinde și de instalația de încălzire, să-i spun așa. Adică depinde de ce fel de sursă de încălzire și ce consumă sursa de încălzire. Dar ați observat așa o schimbare în ultimii ani în comportamentul românilor, apropo de poluare? Suntem mai responsabili față de acum câțiva ani? Începem să fim, să înțelegem Dacă o luăm ca referință ultimii 3-4 ani, nu, fenomenul este oarecum la aceeași cotă constantă. Uh-huh. Și mă refer la atractivitatea deșeurilor, repet, pentru anumite grupuri de cetățeni, acum repet, nu comentez latura socială, dar care produce efecte, inclusiv efecte de mediu. Uh-huh. Aici e relația calitatea aerului și deșeuri. La deșeuri, evident că pe sistemul ăsta care nu este implementat, vulnerabilitatea provine din vehicule scoase din uz, adică care sunt aduse sub forma de reutilizabile, dar care de fapt ele ajung, bineînțeles cu niște avantaje financiare numai pentru cei care le aduc, ajung pe diferite câmpuri, adică sunt valorificabile numai părțile esențiale, celelalte ajungând să fie sursa de incendieri, aprinderi și așa mai departe. E valabilă și pentru anvelope, e valabilă și pentru deșeuri din echipamente electrice și electronice. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și vă mai invit cu mare drag să mai povestim, pentru că sunt subiecte foarte interesante pe care le putem aborda împreună. Sunt multe. Da, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Dragii mei, în cele ce urmează vom aborda un subiect foarte interesant despre relația mamă-fiu. Cât este de specială? Cum trebuie să fie armonioasă ca să nu se transforme, uite așa, într-o relație toxică și vom avea un exemplu aici în platoul între prieteni foarte, foarte frumos, dar vă fac așa un pic un teaser, vi-l prezint pe Ștefan Niciev, nume de scenă Caev, a lansat proaspăt o piesă cu un videoclip și o să vedeți care este legătura cu Roxana Niciev, cea care va veni între prieteni în curând. Haideți să urmăm piesa. Someone like you.
I have seen a beautiful future there, where there was no such thing as overwhelming pain nor despair. When I felt the lowest in my life, when everybody was pushing me aside, I felt like I was stuck. I felt like I was out of luck. When I felt the lowest in my life, when everybody was pushing me aside, you gave your hand to me, and we both started flying free. I never felt love before you. I didn't know what happiness was until I found. O piesă minunată, o să aflați și povestea ei, dar eu vreau să aflați mai multe despre relația aceasta specială dintre mamă și fiu, existentă, uite, aici, între prieteni, prietena emisiunii noastre, Roxana Niciev, a venit aici cu fiul ei, cu Ștefan Niciev, adică Caev. Bine ați venit, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Am venit să testăm adevărul, adică tot ce am vorbit eu cu tine până acum în toate emisiunile, să vezi dacă se aplică și, și între noi. Trebuie să menționăm că nu l-am pregătit pe Ștefan niciun fel înainte de emisiune. Întrebările sunt spontane. El a venit să-și lanseze videoclipul. Da. Te-am luat prin învăluire, Ștefan. Tu ai venit aici cu inima deschisă, am venit și să lansez un videoclip și uite că te-am prins la mijloc. Ai fost prins la mijloc. Da, am venit să vedem dacă se aplică. Ei bine, o să vedeți că nu prea se aplică sau suntem în proces. Eu asta zic, sunt într-un fel de proces de dezintoxicare, să zicem, apropo de relațiile alea toxice. Da. Mă feresc de cuvântul ăsta de relație toxică, mamă-fiu sau o relație toxică de cuplu. Nu prea-mi place cuvântul ăsta, dar hai să stabilim așa, o relație echilibrată, mamă-fiu. Da, și după aceea ajungem și la partea negativă, vedem. Deci, nu? Ar trebui, din punctul meu de vedere, sunt 4 piloni pe care s-ar baza așa, o comunicare asertivă, ar fi un atașament securizat, da, și un spațiu, să-i acord spațiu personal copilului și foarte multă încredere. Acum, că unul dintre picioare, ai văzut, avem și scaune cu 3 picioare. Avem, da, șontâc, da? Șontâc. Exact. Poate să mai și scârție cât un picior pe aici, pe acolo. Și tot procesul ăsta, când îți mai constați că o comunicare nu e chiar tocmai bună, că atașamentul e anxios și nu e chiar securizat și așa, că, nu știu, încrederea, că copilul mai minte, că te mai minte și o să ajungi... Și Ștefan aprobă aici, da? Și Ștefan, da, te zic că, da, mai minte. Mai mult. Da, deci aici trebuie lucrat, pentru că altfel vom ajunge la aceste relații un pic dezechilibrate, dezechilibrate și ajungem la foarte multă constrângere, relații cu poate un atașament sau o afecțiune
mare și o posesivitate din partea mamelor și sunt acele mame super protective, da. Putem ajunge la, știu eu, frică multă, furie foarte multă ca și emoții, apoi, știu eu, control foarte mult apropo de spațiul ăsta personal, când nu-i dai foarte mult spațiu. Da, deci toate lucrurile astea se duc în extrema cealaltă. Ia, stai așa puțin, să vreau să le întreb pe Ștefan aici, că de-abia aștept să te iau la întrebări. Hai să ne întoarcem un pic în copilărie, ca la psiholog. Evident. Te intri în cabinet și, bineînțeles, te duci înapoi în copilărie. Intrăm în transă. Exact. Îți mai amintești, uite așa, cam care erau caracteristicile, trăsăturile relației tale cu mama în copilărie? Uite, hai să zicem, stabilim așa o vârstă, până în preadolescență, da? Până în 10-11 ani. Cum te simțeai tu în relație cu mama ta? Apropo de libertate, apropo de independență și așa mai departe. În primul rând mă simțeam în siguranță și comunicam foarte ușor de la o vârstă mică, pentru că am fost îndemnat să comunic cu ea. Adică când aveam probleme, când ești mic, te duci la părinți, fiind prima rezervă și niciodată nu mi-au spus... am treabă, nu, lasă-mă cu prostiile tale. Nu a existat asta niciodată. Au încercat să-mi dea un răspuns și dacă n-au avut ei răspunsul, m-au îndemnat unde să-mi caut răspunsul și asta m-a ajutat enorm. Pentru că și acum, la 15 ani jumate, vin la ei să-i întreb anumite lucruri și sunt deschis și e o comunicare foarte deschisă între noi. Am fost protejat, am fost lăsat și liber, adică nu am fost prea ținut în frâie. Da. Au fost momente când, evident, ne-am mai ciuntănit, și tu, nu mai vreau și eu mai mult, da. Ei vreau să mă lase mai în spate, dar a fost chiar foarte bine. Da, uite, apropo de probleme care apar, nu sunt inerente, cam care erau problemele tale atunci, în perioada aceea, apropo de relația cu mama ta? Când eram mic, problemele mele erau că voiam jucăria aia și că... Voiam și o lua pe loc, poate, da. Ce am fost învățat, eu când eram mic, voiam, de exemplu, când eram mult mai mic, voiam două cărți Disney. Erau niște cărți Disney și îmi plăceau enorm. Așa. Și le voiam pe amândouă. Și n-am putut să le am pe amândouă, a trebuit să aleg. Că în viață trebuie să alegi. Alege una. N-am ales niciuna, nu mi s-a cumpărat nicio carte. Și am fost învățat ceva. De vezi. Deci, da, tot timpul e important importanța asta a alegerii și adaptabilitatea. Tot timpul trebuie să te adaptezi. Ceea ce eu acum... De asta spuneam că suntem într-un proces și eu și el. Pentru că dacă în prima copilărie, până în copilăria mică și până la 10 ani așa, adică la 10 ani problema lui care a fost? Mama, nu mai trebuie să intri în camera mea, apropo de spațiu personal. Deci și-a pus acolo o limită. Da, trebuie să bați la ușă. Uh-huh. Și ne-a închis din start camera sau ne punea pe ușă, de exemplu, niște filme și zicea, astăzi avem seară de filme. Pentru că nu prea lucram până târziu și atunci simțea nevoia să se conecteze cu noi și ne punea să alegem niște filme. Ne dădea el niște filme. Deci tu le făceai programul, ca să da, zic așa, programul da? Liber era al meu. Nu. Da, și ne punea să alegem, da. Să ne conectăm cu el. Evident că am văzut același film de 50 de ori. Multe ori. Aici aveam eu niște tehnici pe care o să le spun în altă emisiune, cu altă ocazie. Puțin, apropo de minciună. Dar, după vârsta asta și problema pe care eu o am acum și o trăiesc acum, este că legătura asta și el nu mai vine atât de mult să comunice, nu mai comunică atât de deschis cum făcea înainte. Mai vine... Dar comunicarea asta se duce către, mă rog, se duce mai mult în afara casei. Adică se consultă mai mult cu iubita sau cu prietenii lui. Păi de ce, măi, Ștefan, faci așa? Vreau să știu de unde schimbarea asta. Până acum totul era minunat, comunicai cu mama și așa mai departe, îi povesteai așa. Și acum ce te-a apucat? Este o etapă normală la noi adolescenții. Cam pe la 14, chiar 13 ani, încet, încet te duci către grupul tău și îți vorbești problemele acolo. Așa. De ce crezi că mama ta nu te-ar înțelege, de exemplu? Nu este chestia asta, este tocmai din nevoia de autonomie și de a te dezlipi de cuib. Adică vrei să-ți ții niște lucruri pentru tine. Da, exact. Fără să știe mama ta. Exact. Și de-aia uneori recurg la iubită sau la prieteni sau... cine știe, la alte cunoștințe. Da, dar știi că dacă, Doamne ferește, e ceva mai serios, apare o problemă mai serioasă, evident, ne întoarcem la părinți. Logic că te duci tot la mama și va trebui să vii cu tot background-ul ca să înțeleagă mama despre ce e vorba. Evident. E mai bine de așa niște bucățele ca să nu se mai chinuie săraca. Și acum apare primul conflict, da? Da. Deci apare, pentru că oricât de mult aș citi și vin și vă povestesc voi aici, da? Mie mi se umflă venele la fel. Adică la evident, fel ca tuturor. Ca orice mamă.
Da, și mă transform, așa cum zice el, într-un mic dragon. Și avem așa... eu trebuie să trec peste etapa asta și să înțeleg că e o etapă firească, dar primul instinct este să mă duc să spun... Dar cum? Dar de ce nu vii să mă întrebi? De ce nu mă întrebi? De ce te duci acolo? Când eu te-am educat să vii la mine, mintea nu concepe cum... Dacă eu ți-am arătat drumul, calea asta, și cum zicea el înainte, mama, trebuie să găsim o cale de soluție. Așa de mic, zicea, da. Cale de soluție. Și zic, dar unde e calea de soluție? Adică de ce nu mai găsim? Cale cu mai multe soluții, nu e doar... Și asta e primul instinct. Mă supăr foarte tare, după care... Are loc, da, avem așa 20 de minute în care fiecare stă, el n-ar veni. Mm-hmm. Și e firesc, pentru că eu sunt adultul din relația noastră și atunci îl las pe el să povestească, pentru că, mă rog, cum vine mama către el și mă duc și îmi cer scuze, tu evident, mai fumegi că, am, că am exagerat, aștept da. Până termin de fumegat, da. Pentru că dacă te duci cu furie, e clar că conflictul nu are nicio rezolvare, clar în furie tind să spui lucruri pe care îl pot răni și da. Îl critici foarte mult, iar critica aia la vârsta asta este provoacă niște răni foarte puternice. Chiar dacă el conștient știe că eu nu am vrut să-l rănesc, mai târziu o să doară. Dar în primă instanță prefer să avem un time-out-ul ăsta. Interesant e că după aia vin și îmi cer scuze, dar vin așa într-o altă poziție. Ușor, adică la început este dragonul, da, care... Da, și după aceea se transformă în ce? În cuțul cu coada între picioare și intră așa frumos la mine în cameră. Pot să intru așa cu voce ușor moartă, așa puțin stinsă? Da, poți. Uite, m-am mai gândit și de acolo decurge o discuție să deschisă. Vedem, nu, da. Ce putem da. Face. Dar eu sunt curioasă așa, pentru că tu ai pomenit de minciuni mai devreme și el dădea din cap foarte sigur. De ce simți nevoia să acoperi lucrurile? Hai să zic așa, să nu zic să minți, să nu spui poate un lucru decât cu jumătate, știi, de măsură. Da. De ce simți nevoia asta? Când suntem mici, minciuna este cam cea mai simplă cale de evadare, este fuga. Efectiv, fugi de problemele tale. Așa. Și de obicei, eu cel puțin, eu mințeam când mă simțeam sufocat, când nu mai am ce să fac. În sensul de, mințeam cu teme foarte mult. Așa. Am avut... Că ți-ai făcut temele, că, nu știu, poate ai luat o notă proastă și ai zis că ai luat deci, o notă bună. Da, pe școală, da. De obicei, pentru că de acolo venea cea mai mare presiune. Ok. Și din teama de a nu începe un conflict, din teama de a nu suporta consecințe, din pur și simplu faptul că mă simțeam sufocat, căutam cea mai simplă cale. Mi se părea că nu mai am nicio cale și atunci mințeam. Și am ajuns la un moment dat să mint legat de câte teme? 50 de teme, da, 50 pe online de teme când am început. Și cum ai rezolvat situația asta? Sau cum se rezolvă situația asta? Că e clar că nu reușești cu pedepsa. Oricât de mult l-ai pedepsit, păi, nu o să obții rezultate. Îți spuneam și data trecută când am vorbit despre tema asta a minciunii, cu consecința naturală. Deci, așa. Ok, nu ai făcut treaba, nu ai făcut temele, vom sta și dacă tu ai putut să stai până la 12 noaptea, 1 noaptea să te joci, așa. E clar că rezistența există. E mare, da. E mare. Evident. Și atunci vom sta până le terminăm. Da. Cât îți ia? Și a stat vreo 3 zile la rând și a terminat toate temele. 12, 1 noaptea să fac temele. Păi, dar nu-și doresc adolescenții să stea până târziu. Uite, exact. Stat. Și am stat. Am avut o ocupație. Și le-a terminat. Adică până le-a terminat, am zis, ok, laptele e vărsat, dar tu temele tot trebuie să le faci. Da. Și atunci a suportat aceste consecințe naturale, pentru că n-avea sens să existe o, nu știu, bătaie sau ceartă. A existat un pic de... Tensiune acolo, da. Tensiune și am explicat dacă... De fapt, asta e discuția asta cu dacă tu minți acum, eu când vei deveni, nu știu, un adolescent la 18 ani și o să-mi ceri să am încredere, apropo de pilonul ăsta cu încrederea, să am încredere mai mare în tine, să pleci, nu știu, să rămâi peste noapte cu prietenii tăi sau să te duci și într-un club sau... Eu nu o să pot să am încredere în tine dacă tu cu lucruri atât de mărunte ai mințit. Și apropo de conflictele astea între părinte și copil și între mamă și fiu și așa, la noi ține foarte mult de atașamentul ăsta anxios pe care eu l-am transmis, că ce ți-am demonstrat mai devreme, e tocmai mă înfuri în prima fază, după care vin cu... Te calmezi, da. Mi-e teamă că l-am rănit, că l-am... și vin. Asta, când îți arăt afecțiune, ba îți arăt că mă revolt, ba, dualitatea asta nu e chiar un stil de atașament chiar sănătos și anxios. E mai mult spre anxios. Da.
Dar asta vine pentru că eu ca model, noi ca model învățăm de la părinții noștri și părinții noștri, părinții mei cel puțin, așa își gestionau ei conflictele lor sau micile lor dispute. Și eu mi-am luat rolul ăsta și e iarăși o conștientizare pe care am avut-o anul ăsta abia și lucrăm la ea. Ei gestionau, când se certau, mă trimiteau cumva de la unul la altul. Adică, oricum, copilul, indiferent de vârstă, el se simte vinovat de, sau responsabil, dacă vrei, de latura asta emoțională a mamei. Responsabil. Da, mama să nu supere. Da, să nu mă supăr. Și atunci, dacă te vede supărată, el zice, nu mai deranjez și eu pe mama cu problemele mele. Și tinde să-și ia foarte multă responsabilitate asupra lui. Sau să nu-ți mai spună lucruri. Și se duce către o evitare, se retrage și aduce asta cu el în relațiile viitoare. Ce s-a întâmplat e când ei aveau câte un conflict, nu-și mai vorbeau, eu ce făceam? Ziceam, eu trebuie să-i împac. Mi-am luat rolul ăsta de, fie de adultul familiei, fie de mediator, dacă vrei, și mă duceam, transmiteam mesajul de la mama la tata. Du-te, spune-i lui tactul că am făcut de mâncare, să vină la masă. Da. În loc să se ducea să comunice. Și eu mă duceam, da, da, și transmiteam, tata, du-te la masă. Da. Tata zicea, spune că nu mănânc acum. Mă duceam la... E, asta m-a dus și în relație, în familie, implicit i-am transmis lui. E cu două tăișuri, e foarte bine și eu m-am bucurat inițial. Zic, ia uite, eu comunic cu Ștefan, ce bine că el reușește să vadă, e un, mediator printre colegii lui, el înțelege lucrurile, se pricepe la oameni. Da, pe mine profesional, treaba asta m-a ajutat foarte mult, să fii un bun ascultător, să fii mediator, și ai darul vorbirii, este perfect. Da. Dar pe latura asta a dezvoltării tale umane, e un pic tricky. Pentru că nu-ți dă voie cumva să fii vulnerabil tu. Adică tu ți-ai tot timpul rolul ăsta de adult în familie și dacă eu am cu taică să vreo dispută, da, el se simte cumva... El se simte dator să vină să ne rezolve nouă problemele. Ceea ce noi având așa un sfârșit, de asta spun că am conștientizat la finalul acestui an, cumva că el și-a luat rolul ăsta foarte în serios și acum suntem în procesul, abia acum am realizat că, opa, dar nu e chiar foarte bine să fii tu psihologul sau confidentul. Da. Și asta, este în relația noastră și acum suntem într-un proces de a ne ști fiecare rolul în, în familie. Da, și asta e un sfat bun și pentru cei de acasă, a nu-ți lua rolul ăsta. El e copilul nostru în familie și mereu îi spunem asta, stai tu cu rolul tău, ok, ce faci tu cu prietenii e foarte bine, că îți dai seama de niște lucruri, e foarte frumos că ești, ai o inteligență peste medie și îți dai seama de anumite lucruri, dar încearcă să, să păstrezi rolul ăsta înapoi, și, și noi la fel rolul de părinți, pentru că noi suntem cei cu regulile, cu limitele și mai e o chestie pe care am, iarăși am conștientizat-o apropo de pilonul cu limitele, și cu, mă rog, nevoia asta de siguranță pe care el a simțit-o până într-un punct, cumva eu impun exigența asta pe care eu impun. Trebuie avută grijă pentru că dacă tu ești foarte critică cu tine ca mamă, cum eu sunt autocritică și așa, e riscul ăsta, știi, sub pălăria un, eu îl îndemn și eu știu ce e mai bine pentru el, nu? Da. Nu și asta, da. Dar e, eu așa am fost și trebuie să ai în viață un obiectiv și să mergi înainte, să-ți urmezi visul și așa. Și eu am pretenție ca și cei din jurul meu să-mi urmeze mie modelul. Și atunci am pus un pic prea multă presiune și la un moment dat, exact ce a zis, când n-a făcut față și n-am înțeles că nu face față, am ajuns să mint. A ajuns să evite. Da. Și atunci se retrage. Și stilul ăsta este să te retragi. Și când se retrage, dacă ai un atașament pentru celălalt, pare că nu te interesează. Pentru că dacă el se retrage să se restructureze, să se reorganizeze, pentru mine poate părea că, dar ce s-a întâmplat cu tine? Eu care mă sperii imediat. Da. Și atunci tendința este să te duci și mai tare. Sufoci. Vreau să, vreau să abordăm un pic, pentru că mai avem puțin timp de discuție, și această problemă a relațiilor toxice dintre mamă și fiu. Cum facem să nu ajungem acolo? Apropo de tot ceea ce se întâmplă în dinamica aceasta dintre mamă și fiu. Că da, nicio femeie nu-și dorește ca, nu știu, fiul ei să ajungă să fie dependent de ea sau, știi prea bine, să n-aibă acea autonomie de care ne lovim în această discuție. Spune-mi, cum ți se pare ție, apropo de ceea ce vorbim noi acum, de relațiile toxice? Clar, odată comunicarea defectuoasă între copil și mamă
distruge, deci aici se întâmplă o relație toxică. Mai avem și faptul că prin comunicare noi nu vorbim doar de ce simt eu, ce simte ea, nu, pur și simplu legat de trăiri, de examene, de tot felul de chestii. Comunicarea nu înseamnă doar eu mă simt prost astăzi. Și eu am momente când mă duc la ea și îi spun, știi, nu m-am descurcat astăzi la școală sau ceva. Orice, nu trebuie să fie neapărat lucruri mici. Da. Și asta ajută, creează o relație bună și nu creează o relație toxică. Exact. Și bine, dincolo de comunicarea asta, înainte de a comunica este ascultarea. Partea asta de ascultare, trebuie să-l asculți. Și spuneam că autonomia, procesul ăsta de autonomie începe din anii mici. Începe cu prima dată când se leagă la șireturi, prima linguriță de mâncare pe care ți-o împrăștie peste tot. Și atunci dacă tu ai stilul ăsta de a sta tot timpul, că asta spunea Ștefan mai devreme, ai lăsat libertatea să se simtă liber să încerce. Să greșească. Și să greșească. E foarte important să-l lași să greșească și să nu trăiască cu senzația nu e ok să greșești. Și de asta zic, presiunea asta pe care o simte, deja societatea îi creează presiune și boala. Educația deja, deci asta face, educația te taxează pentru că greșești. Dacă mai vine și de acasă, deja ți-ai creat un sistem. Că da, crezi că mamele ar fi mai protectoare cu băieților decât dacă ar avea fete? Adică observi chestia asta? Eu cred că nu ține de dacă ai fată sau bă, da, nu ține neapărat de sex. Eu cred că ar fi și mai protectoare dacă ai avea, după o anumită vârstă cu fetele. Mă gândesc dacă eu aș fi avut fată, cred că pe la vârsta asta și contează foarte mult trecutul pe care eu l-am avut. Da. Ca femeie, ca tânără, pe la vârsta asta, experiențele mele anterioare. Pentru că dacă eu am avut vreo traumă pe la vârsta asta a adolescenței, cu siguranță aș transmite, aș trăi frica aia, aș retrăi să nu îi se întâmple și ei. Pentru că, de fapt, controlul ăsta vine din de ce nu-l lași la petreceri, de exemplu? Da. Sau de ce nu-l lași? Eu nu am fost în adolescența mea, pe mine ai mei nu m-au lăsat la concerte, nici nu existau pe vremea aia, la petreceri, de exemplu, la ceiuri dansante. Nu mă lăsau. Da. Și atunci eu nu am dimensiunea asta, eu nu știu cu ce să compar. Taicăsul mai lasă pentru că el a fost lăsat și îmi zice, măi, lasă-l că n-are ce să se întâmple. Dar dacă tu știi că în adolescența ta făceai vrute și nevrute, normal că apare teama, dacă tu știi că tu ai făcut și știi ce s-ar putea întâmpla, atunci normal că proiectezi asupra copilului tău, indiferent de sex. Da. Băi, eu știu ce am făcut eu nu vreau să se întâmple asta. Și atunci vine controlul ăsta. Deci e bine să nu interzici. Da. Adică mai degrabă să faci o sugestie, să-ți dai cu părerea ca părinte, să-l îndrumi, nu să interzici din prima. Așa, uite, cu această concluzie o să plecăm din această discuție foarte frumoasă. Mă bucur tare mult că ați venit la noi în formula aceasta. Mulțumesc. Felicitări pentru piesa ta, pentru videoclip. De-abia așteptăm să mai vedem și alte piese. Draga mea, îți mulțumesc tare mult și te mai aștept cu mare drag și data viitoare. Mulțumesc. Vă poftesc acum să descoperiți emisiunea ce revine la Metropola TV chiar de mâine, la retrospectiva săptămânii vinerea de la ora 18. Veți afla cele mai importante subiecte dezbătute de colegul nostru Raffaello Varga. Finalul săptămânii este momentul bilanțului al unei analize complete asupra evenimentelor care au contat și au făcut diferența. Raffaello Varga vă așteaptă la retrospectiva săptămânii în fiecare vineri, începând cu ora 18. Îi se vor alătura analiștii și experții momentului, cu ajutorul cărora vom pune pe agenda și comenta evenimentele, deciziile și imaginile săptămânii. Colegul nostru a venit astăzi în platou și de-abia aștept să aflu mai multe de la el apropo de această emisiune retrospectivă a săptămânii și, bineînțeles, să îl mai descos. Eu vreau să aflu mai multe despre pasiunea lui pentru jurnalism și televiziune. Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Raffaello, ce se întâmplă acolo la retrospectiva săptămânii? Cu ce vii? Uite, mâine, vineri! Așa cum probabil te aștepți, vom discuta despre război, pentru că este practic drama de lângă granița României, drama care, pe lângă faptul că îi afectează pe oamenii din Ucraina și pe bună dreptate, având în vedere ce se întâmplă acum acolo, afectează emoțional pe toată lumea de pe întreg globul, inclusiv pe ruși, care nu sunt de acord cu ceea ce face Vladimir Putin în acest moment și vom discuta pe larg despre acest subiect. De altfel, această emisiune își propune de fapt să vină cu retrospectiva evenimentelor de pe întreaga săptămână, acum însă, având în vedere că marchează săptămâna, de fapt ultimele trei
două săptămâni. Vom discuta și noi despre acest lucru. Vom avea și invitații care pot să ne explice mai pe înțelesul tuturor ceea ce se întâmplă în acest moment și desigur vom încerca să aflăm cât ar mai putea continua această atrocitate pe care o face Vladimir Putin, câți oameni vor mai fi nevoiți să moară până când liderul de la Kremlin își va da seama că acest război trebuie să înceteze, pentru că dincolo de răfuielile politice, dincolo de nebunia pe care o are acest individ, acest președinte, trebuie să știm că mor oamenii. Și aici despre asta este vorba, despre faptul că oameni nevinovați mor și noi vom încerca să discutăm despre treaba asta. Desigur vom vedea care este din punct de vedere psihologic, care este impactul da. Pe care îl trăiesc oamenii care doar văd ceea ce se întâmplă. Noi încercăm. Acum tu știi foarte bine că aici la știri primim foarte, foarte multe informații. Multe dintre acestea... Un volum foarte mare. Ți-e greu, foarte exact. Greu să nu exact. Să le pui și trebuie toate cap la cap. Să, da. Vedem... să te focusezi exact. Pe ceva anume. Și da. În același timp să dăm doar informația, dar să nu speriem oamenii. Însă ceea ce se întâmplă acum, acolo este o adevărată dramă. Despre asta vom discuta mâine. Dar emisiunea care reîncepe la Metropola TV și propune să aducă în atenția telespectatorilor noștri care urmăresc această emisiune, pentru că este de fapt al doilea sezon, să aducă retrospectiva evenimentelor ce s-au întâmplat în săptămâna care tocmai se încheie. La ora 18 vom veni cu sinteza evenimentelor, cu analiștii care își vor da cu părerea, vor spune ce cred despre tot ceea ce s-a întâmplat și desigur ce urmează pentru cealaltă săptămână. Asta este bine, pentru că eu zic că este binevenită această emisiune. Poate că nu ești tot timpul conectat la informație, ești ocupat, lucrezi și așa mai departe. E simplu, vinerea la ora 18, știi că e Rafaelo Varga acolo și vine cu cele mai spumoase, să zic așa, subiecte. Practic ai o sinteză a tot ce s-a întâmplat în săptămâna în curs. Ai alături de tine și invitați care vin exact. Acolo și dezbat împreună cu tine subiectele. Este o muncă dificilă, mă gândesc, pentru tine ca jurnalist și mai ales dacă e să ne gândim la contextul actual, știi prea bine că sunt informații pe care trebuie să le verifici din foarte multe surse, nu din trei, cum învățam noi la jurnalism. Exact. Sunt foarte multe dezinformări, așa că tu trebuie să fii foarte bine pregătit și ancorat în tot ceea ce se întâmplă. Da, având în vedere că, bine, acum oamenii care ne urmăresc aici la Metropola TV, oarecum s-au obișnuit cu mine în ultimele două săptămâni, pentru că aproape în fiecare seară am venit cu ediții speciale, pentru că situația era de așa natură încât noi trebuia să întrerupem emisia în mod pe care o avem în mod obișnuit și să venim cu informațiile de ultimă oră, pentru că, pe bună dreptate, ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o adevărată dramă. Aici, la această emisiune, vom încerca să mergem dincolo de tot ceea ce se întâmplă, să vedem exact de la ce a pornit, de unde vine acest conflict dintre Ucraina și Rusia, dintre Rusia și Ucraina, că de fapt Rusia este cea vinovată în această situație și desigur cât de afectați suntem noi, pentru că suntem la graniță, la granița cu Ucraina, dar avantajul pe care îl are România și cred că toată lumea poate să susțină acest lucru este că suntem NATO. Nu vreau să mă gândesc ceea ce s-ar fi întâmplat dacă noi nu eram NATO. Da, se muncește foarte mult la această emisiune, o echipă frumoasă, o echipă de oameni dornici să prezinte telespectatorilor noștri cele mai bune informații, cele mai verificate, pentru că noi mergem pe acest principiu. Întâi să ne convingem că informațiile pe care vrem să le prezentăm la televizor sunt cele reale și, așa cum ai spus și tu, la jurnalism învățăm că trebuie să le verificăm din cel puțin trei surse. Acum, referitor la acest subiect, la subiectul războiului din Ucraina, trebuie verificate din mai multe surse decât cele trei, pentru că vreau să-ți spun, circulă foarte, foarte mult fake news. Fake news pentru că Rusia are propaganda ei și își dorește să spele creiere și au și o inteligență aparte pe partea asta. Acum noi ne confruntăm pentru prima dată cu astfel de situație, cel puțin eu sunt sigur că și tu n-ai mai trecut pentru un normal. Nici nu mi-aș fi dorit și nici nu mi-aș fi închipuit că se poate întâmpla și că putem trăi așa ceva, exact. Mai ales după acești doi ani de pandemie, când credeam că totul se liniștește în sfârșit, uite că nu se exact. Ce pot să spun așa despre ce vom discuta, despre negocierile care au loc chiar la ora 16 da. Astăzi, da? O nouă rundă de negocieri între delegația Rusiei și delegația Ucrainei. Suntem cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă și desigur vom vedea ce se poate schimba dacă continuă războiul, dar ce pot să-ți spun, de exemplu, ca informații de ultimă oră, în continuare sunt bombardamente și în Harkov, un oraș
În primul rând, m-aș bucura să-ți dau informația aceasta. Putin, după 7 zile de război, a reușit să cucerească doar un oraș, ceea ce este foarte bine. Ucraina rezistă eroic și, desigur, toate gândurile noastre se îndreaptă spre Ucraina. Dar emisiunea noastră va fi și pozitivă când vremurile vor fi pozitive și îmi doresc din suflet să putem veni la retrospectiva săptămânii și cu știri pozitive. Și cu știri pozitive, bineînțeles că avem nevoie. Îți mulțumesc, dar vreau să te mai întreb așa un pic, foarte scurt, știi cum e în televiziune, mai avem un minut, după aceea ne taie. Cum este omul Raffaello Varga atunci când nu apare la televizor? Este un om simplu, un om foarte introvertit. nu se poate așa da, ceva. Sunt un om foarte introvertit, emotiv, dar când apar în fața camerelor, situația se schimbă puțin. Da. Sunt un om căruia îi place să călătorească, să facă sport și să se bucure de viață, de natură. Of, ce frumos! Îți mulțumesc tare mult! A fost o plăcere și să te urmărim cu drag vinerea de la ora 18, da? La retrospectiva săptămânii. Vă urmăresc și eu pe voi. Îți mulțumesc mult, Raffaello! Vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, că ați stat alături de noi. Suntem și mâine aici de la ora 14. Stăm 2 ore frumoase împreună până la ora 16. Vă aștept, bineînțeles, cu zâmbete, să fim optimiști și rămâneți cu Metropola TV.